Nu că nu vă deranjez, nu vă deranjez, sunteți în concediu sau în city break, oricum nu stați pe acasă. Cum să stați? E vară, o vară avem și noi pe an, o vară de neuitat, vorba ginecologilor, bună dimineața și bine v-am găsit aici pe canal. Haos în aeroporturi, domnule, numai să nu zbori în perioada asta, să pierd bagaje, să pierd copii, socre, nu, că asta n-ar fi o pagubă mare. Aglomerație, ce să facem, bă, vorba ardeleanului, dacă n-ai lucrul tău, dacă n-ai avionul tău, pentru că toată lumea zboară, hai să fim serioși. N-ați văzut, la bacalaureat am avut cea mai mică prezență din ultimii 15 ani. Nu se mai înscrie lumea la bac. Și din aia înscriși, nu din aia promovați, din aia înscriși, unul din doi a zis că după bac, că leacă nu-l ia, zboară din țară. Așa că să ne luăm avioane, să încurajăm lumea, să plece, să zboare, să se ducă, să facă, să dreagă, să nu știu ce. Asta e situația, trebuie plecat dacă vrei să faci ceva în viață. Se plâng fermierii, zice, domnule, nu găsim ciobani, toată lumea e plecată din țară, nu găsim ciobani pentru oile noastre. Mă, căutați mai bine. Mergeți, de exemplu, în loft, în Nuba. Vedeți cum se parchează oamenii. Mergeți la, pe litoral, vedeți pe unde merg cu jeepurile, cu BMW-urile pe plajă. Ai găsit ciobanul care a intrat cu BMW-ul, îi dai 1000 de euro și vine și îți vede de oi. Că drașmiți mie oile, da și cafeluțile, mă. De pe site-ul buymeacoffee.com, beau aici ca un patron, mă. Mulțumesc frumos, știți site-ul, donații, bineînțeles. Că situația în Australia e de așa natură încât guvernul a luat măsuri. Păi cum, în meniurile de la KFC, în loc de salată să pui jumate varză? Extraordinar! Varză mănânci, varză ești. Noi ce mâncăm? Chipsuri. Chipsuri cu suc. S-au primit voucherele alea, s-au primit banii aia pentru oamenii cu probleme, pe bază de ajutoare sociale. Pentru alimente, da? S-au dat bani ca să-și ia românul alimente. Ce și-o lua românul? Chipsuri și sucuri. E? Extraordinar. Anul trecut am văzut că cea mai căutată operație în rândul bărbaților, operație estetică, a fost blefaroplastia, așa să te țină cu ochii mari, să vezi ce se întâmplă în jur. Anul ăsta se pare că cele mai solicitate operații estetice pentru bărbați o să fie implanturile fesiere. Dacă n-ai bani în buzunar, bani în portofel, măcar să-ți arate curul mare, să parcă ai ceva în portofel, că ai teancul la tine. Oricum, eu nu mai cred în politicienii din ziua de azi, că-i PSD, că-i PNL, că-i PDL. Aștept pe doamna Dăncilă, am văzut că pleacă prin țară îmbrăcată mov și și-a făcut partidul Noi. Ia-i președinta partidului Noi, numără-te între boi sau nu știu care e sloganul în continuare. Mi se pare normal, doamna Dăncilă nu putea să rețină PSD, PNL și-a făcut partid. Și ce partid? Păi sunt eu, vecina de pe scara 2, coleg, Noi. Ce nume frumos de partid Noi. Iar Ana Maria Prodan, în sfârșit, și-a scos tatuajul cu reghe. A divorțat, încă averea n-au împărțit-o, dar avea ea un tatuaj pe spate frumos cu reghe și în loc de reghe a pus un vultur. Că și ăla zboară, ca să încheiem rotund ca în Slavici, că am pornit de la avioane, nu vlăduți. Da, nu-ți s-a plăcut, că n-ai râs să ești operat la nas de polipi. Nu mai înjură oamenii, că-ți plecați în concedii, n-ai văzut că ne-a scăzut audiența, zici că suntem Pro-TV, aripa liberă. De asta ziceam că încă nu-i rău că Prodanca și-a făcut tatuaj cu reghe, în loc de reghe a pus un vultur, dacă punea în loc de reghe pe Borcea, atunci era mai nasol tatuajul. buymeacoffee.com/NicuBendea, concediu plăcut, vacanță plăcută, oriunde v-ați aflat, dar nu uitați de canalul nostru de YouTube, că doar noi muncim la el!